Ziua 120. Mintea este un zid, meditația este un pod. Mintea rupe legătura, meditația reface legătura. Odată ce ești una cu întregul, înseamnă că ești una cu copacii și cu munții și cu râurile și cu stelele și cu soarele și cu luna. Infinitatea aceasta este atunci a ta, iar bucuriile ei sunt ale tale. Viața începe să aibă libertate pentru prima oară, pentru că limitările dispar, iar aceasta este suprema dorință a inimii umane. Căutăm în mod constant uniunea. Conștient sau inconștient, ne dorim să ne contopim cu întregul, pentru că numai prin întreg viața atinge culmile ei cele mai înalte, iar extazul atinge Everestul.